Și am zis una, și am zis două, și am zis 49 sau nu mai știu cum era cântecul. În fine, mă bucur foarte tare să fim împreună în această formulă de aur. Peste cei trei tenori celebri, respectiv Mihai Popescu, o să începem cu invitatul nostru de onoare. Sargintul din toate combinația asta. Da, exact, exact. Omid Ganadi și desigur Tinicheaua din emisiune, pentru că trebuie să fie și ceva de în popor cum ar veni de jos. Bine ați venit la un nou episod de Ce Design, respectiv cel de-al treilea din serie. E o pauză destul de serioasă între episodul 2 și 3, pentru că ne-a luat mână până l-am convins pe Mihai să vină. Da, multe s-au întâmplat. Da, da. Bă, adevărul e că s-au întâmplat atât de multe și de fiecare dată, nu știu cum, Doamne iartă-mă, dar noi am nimerit cu de ce design ăsta tot timpul, numai momente din astea dificile. Except în primul episod, când toată lumea era plecată în vacanță și noi aveam pretenția să discutăm despre design. Al doilea episod ne-a nimerit când a venit un val ăsta de COVID. Și al treilea, acum când a venit ceva mai... Da. Adică, de unde ne-a lovit. Schimbăm subiectul emisiunii, înțeleg, nu? Nu mă, ce să mai, nu, acum, da, ne cerem scuze, dar mă rog, ne ținem și noi de proiect, mai ales că, te rog, Omid. Eu te-aș ruga, știu că dau buzna aici, bună seara tuturor și aș vrea neapărat, în calitatea unui om primit cu dragă inima în România acum 20 de ani, să-i mulțumesc tuturor românilor pentru tot ce a făcut în perioada, în ultima perioadă. Și să îi încurajez să o țină tot așa, să încercăm să fiecare cum putem, de unde putem să ajutăm pe oamenii ăștia. Și poate să dedicăm seara asta, pentru că vorbi despre design și nu despre ceea ce se întâmplă în lumea asta, să dedicăm acelor designeri care astăzi nu mai sunt designeri, din păcate, nu poate să-și practice meseria acolo în Ucraina. Și, frumos! Și să dedicăm discuția din seara asta, cu ocazia invitatului venirii tale, Mihai, special, să-i dedicăm lor și să-i dăm speranță că lucrurile se vor rezolva și că vor reveni la ceea ce iubesc să facă, pentru că realmente meseria asta, dacă nu iubești ceea ce faci, nu poți să o duci până la foarte capăt. Frumos, da. Ai zis, da. Doamne ajută. Corect. Foarte frumos, așa este. În primul rând aș vrea să-i salut pe toți cei care deja ne-au luat-o înainte și ne-au salutat ei pe noi. Sunt foarte multe mesaje. O să încercăm să le citim și noi în limita timpului pe care îl avem la dispoziție. În condițiile în care nu o să reușim să le citim în timpul emisiunii, o să o facem după, să vedem. Sper să nu fi ratat ceva important. Avem astăzi foarte multe lucruri interesante de văzut, foarte multe de făcut și aș zice că înainte de toate s-ar cuveni să-i mulțumim sponsorului nostru de astăzi care a făcut întâlnirea posibilă, pentru că cineva trebuie să acopere costurile de producție ale oricărui podcast, fie el live sau produs. Drept pentru care, mulțumiri neapărat! Podcastul De Ce Design este susținut cu mândrie de Piastrele, o companie 100% românească, care oferă soluții de design și amenajare interioară, selectând cu atenție produse ceramice, obiecte sanitare, robinetărie, parchet și mobilier exclusivist. Ce vreau să întreb? Cine își mai aduce aminte de Quando? Cine nu și-a aduce aminte. Quando Design. Quando Design, frate. Ce vremuri, mă, da. Bine, îți dai seama că habar n-aveam eu atunci nici cea ideea de design, deci cu atât mai puțin să-mi fi imaginat că ăla este primul club care a fost făcut vreodată de Mihai Popescu. Da, da, da. Care nu întâmplător a fost numit de noi creatorul de cluburi, pentru că, mă rog, are un întreg portofoliu în spate. Pentru cei care se uită la noi și poate nu îl cunosc personal, deși doar dacă nu au nimic de a face cu designul, nu te știu, adică altfel nu pot să-mi închipui. Da, da, toți sau cu cluburile, oraș. Auzi? Sau cu cluburile. Sau cu cluburile, exact, da. Păi acum o să dau numele de cluburi, deci sub semnătura lui sunt dintr-un start, bineînțeles, Wonderful, Beautiful, Fratelli și Fratelinii. Trebuie să știți că nu prea stă locului, adică are în jur de 10-15 proiecte pe an, nu? Cam așa este. Și are peste 100 de amenajeri la activ. Vreau să fie bineînțeles, nu se rezumă doar la cluburile pe care le și deține în parteneriat cu alți asociați. Tot el a amenajat Anturaj, Corks, Casa di David, dau doar nume care sunt destul de cunoscute, și last but not least, Nomad Sky Bar, unde deloc întâmplător, duminica asta, eu pun muzică la un brunch pe care îl facem în beneficiu refugiaților din Ucraina. Nomad este de asemenea un club făcut de Mihai, dar este și genul de club care atunci când intri în el,
te prinzi imediat. Sau eu cel puțin când am intrat prima oară în el am zis, bă, ce seamănă ăsta cu parcă e făcut de Mihai Popescu. Din păcate mai sunt locuri în țară în care oamenii au aceeași senzație, dar nu sunt făcute de Mihai Popescu. Știi că fix la asta mă gândeam, doamne, da, nu, se întâmplă de multe ori. Dacă vezi ceva reușit și vezi în domeniul de Horeca și cluburi, ori e făcut de Mihai, ori e făcut de Corvin. Ori e de făcut de cineva care se inspiră de la ei până la urmă. Băi, dar stai puțin, că eu am fost am auzit de curând de o cafenea, se cheamă Macshot. Da. Și aș vrea să întreb cine a făcut designul la ea. Este... Nu Mihai Popescu de data asta. Auzi, e mai ușor să întrebi ce n-a fost făcut decât ce a fost făcut de tine. Uite, asta n-a fost făcut. Asta n-a fost la cât până am cheltuit eu la amenajările tale. Te-aș ruga să vin, te rog eu. Mai ales că e în cartierul necreativ, să zicem, că cicurile s-au mutat în cartierul creativ și noi ne poziționăm în cartierul necreativ. Stai mă, care e cartierul creativ și care e la necreativ? Cartierul creativ e botezat de Romanian Design Week. E o zonă... A, gata, știu, da, corect. Dar îl extindem și dacă, uite, dacă mă girează, să zicem, Mihai și vorbim cu Andrei Borțun, poate aducem un pic de Romanian Design Week și la Macshot, pentru că casa e mare, are spațiu și cred că are un decor potrivit pentru așa ceva. Este loc unde e și DJ Superstore pentru cei care sunt din București și n-au descoperit locul și vor să-l găsească. Așa că dacă Andrei te uiți la noi, ai o obligație de făcut, Mihai, o să zic. Da. Bă, ne permis să facem o prezentare scurtă pentru cei care nu cunosc... cum să zic, dincolo de nume, ce se întâmplă exact. Sunt deja jenat, dar îți las libertatea să mă arunci cu totul în Mihai Popescu e unul dintre acei profesioniști relativ discreți, care e un megastar în domeniul său și pe care oamenii normali, obișnuiți, să le spunem simplu clienți, îl știu ei cumva, chiar și atunci când habar n-au cine e Mihai Popescu. Iar asta pentru că, atât statistic cât și logistic, e practic imposibil să nu fi călcat într-unul dintre cluburile pe care Mihai Popescu le-a creat, ca să bea măcar un gin tonic sau o apă tonică fără gin și să caște ochii pe pereți. După cum rezultă, practic, din momentul umoristic următor. Bună seara! Avem deosebită plăcere și onoare de a-l avea alături de noi pe celebrul epigramist, care vine dintr-o zonă... De unde ești, Petre? Petre, de unde ești? Moș Crăciun și prietenii săi. Sâmbătă la fratelii. Altminteri, sigur că da. Dacă intrăm puțin în amănunte, invitatul nostru de azi este unul dintre frații de la fratelii, cei doi gemeni Mihai și Liviu Popescu, care dețin mai multe restaurante și cluburi celebre în București și în țară. Cu unul dintre ele, Beautiful by the Lake, Mihai Popescu a câștigat în 2015 Restaurant and Bar Design Award la Londra, despre care am înțeles că e un fel de Oscar sau un glob de aur în Horeca. Dați-mi voie să mă bucur pentru această reușită românească, fie și acum, la modul retroactiv. La drept vorbind, m-aș putea bucura în plus și pentru premiul ăsta nou-nouț, primit în februarie 2022, Big SEE Interior Design Award, la categoria Hospitality Interior. Un premiu pentru Tuia, un superb restaurant din Viena, amenajat de Mihai Popescu și Ovidiu Bălan. În fine, am spus mai devreme că Mihai Popescu e un profesionist relativ discret. Ce vreau să zic prin relativ e că, deși nu pare deloc interesat să fie genul acela de designer de interior popular, care dă autografe pe peron la metrou, iată, dacă îl chem la o discuție relaxată pentru toată lumea care posedă un apartament și un releveu, Mihai iese din șantier și vine. Foarte bun. Da, mă. Mulțumesc. M-a surprins și pe mine video, nu știam. E, păi n-aveai de unde să știi că a fost favorita și la noi, l-am băgat la cuptor, ieri a fost gata. Și eu acum mă ridic și plec, vă las, băieți. Că ajunsesem prea sus până să... Da. Foarte frumos, felicitări încă o dată. Mulțumesc mult de tot pentru toată prezentare și pentru introducere. Bă, știi cum e? Nu degeaba ne-am străduit. Ce să, nu mai auzi? Da, eu eram un pic... Așa, acum sunt... Vezi că e de pe la omul ceva. Auzi de când nu mai auzi, că e important. Da. Fii atent. Culmea e că vă aud, doar că nu vă aud cum ar trebui să vă. Stai. Stai așa, că o rezolvăm. Nici măcar la asta nu-ți priceput. Deci, de ce m-ați adus, mă, în seara asta aici? Ia zi, acum auzi bine? Da, acum am, dar... Auzi, Andy, n-a putut să vină Bobonete și m-a chemat pe mine? Așa.
Nu mă, am vrut să arăt eu că știu să repar și sunetul în direct. Că așa e la live-ul, omul se mai ridică și mai face și câte ceva. Da. Asta e farmecul. Dacă se strică ceva, sigur s-a apucat și Mihai pe aici să mai repare. Da, da, să repar. Da, tată. Deci, înțeleg că ai avut șansa de mic să te apropii de design. Da. Contează mult chestia asta. Da, contează mult, dar oricum ne naștem egali, avem șanse egale, dar e important când ești pe stradă ce vezi în jurul tău, știi? De asta și blamez din când în când orașul gri în care trăim. Când mergi la Londra, autobuzul este colorat, cabina telefonică e colorată, grafica de pe stradă, tot ceea ce un om vede într-o zi are un mesaj corect. Aici totul este, era gri, e gri, dar n-am avut nicio scuză și a trebuit să mergem mai departe. Știi? Adică ne-am creat lumea noastră. Eu am un frate geamăn la 6-7 ani. Da? Mama fiind celebrul Liviu Popescu, am avut un pic emoție că o să mă prezint ca fratele Liviu Popescu. Nu, mă, nu, stai puțin. Pentru cine nu știe, Mihai Popescu este fratele Liviu Popescu. Sunteți prea cunoscuți ca fiind gemeni, încât să... Și mama arhitect, dar care a avut șansa să lucreze design la CCSITAC, ăsta era un institut de proiectare de design pentru design industrial pentru toate fabricile care produceau uz casnic, să spunem. Adică orice cratiță, oală, design de polonic, produs, design practic. De produs. Da. Și ei făceau prototype. Da, da. Era un institut de prototype care avea niște oameni geniali de la pictori, artiști, adică era un colectiv format din tapițeri, sticlari, luați câte unul, doi din fiecare domeniu, puși împreună și ei creau prototyping pentru industria ușoară. De la mașina de cusut, care e un obiect foarte greu de proiectat, mașina de cusut, cred, are mecanism. Da, 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 și da. Un mecanism complicat cu mișcări multiple, până la, cum spuneam mai devreme, un polonic. Dar și într-un polonic sau într-o clanță sau orice atingem, este mâna unui designer, să știți, în spate. Adică cineva care a gândit forma aia, știi? Totul se referă normal la ergonomie. Spune un celebru designer Karim Rashid că într-o zi atingem peste 600 de obiecte create de un designer. Aici vorbim de când ne trezim, atingem, ne desculți, atingem mocheta, ea a fost desenată de un designer. Deci orice atingi, într-o zi ai atinge 600 de obiecte, știi? Create de designer, da. De designer. Asta este și motivul pentru care un designer de produs, realmente, care reușește să-și practice meseria așa, la nivel înalt, e cam... cred că mai tare decât orice designer de interior sau arhitect, pentru că până la urmă și arhitectura este un design de produs și designul interior conține design de produs. Da. Devine un soi de creator al... Sigur, sigur, sigur. Bun. Revenind la poveste, mama mea, creative director în acest institut, ca arhitect venit, am avut șansa să aveau și un atelier de machetare. Machetarea se învăveam că făceau sample-uri, mostre, da, prototipul, știi? Da. Și atunci eu am descoperit de mic manufactura asta, 6-7 ani. Și câștig primul concurs de design al colectivului ei, desenând, făcând un proiect de robot. Aha. La vremea aia, știi? Și atunci mi-am dat seama că sunt pasionat. Pasiunea începe prin bicicletă, asta spun totdeauna, adică mie mi-a plăcut să meșteresc, să șurubesc, să văd ce în interior, cum funcționează, știi? Și asta mi-a deschis multe lucruri, știi, mecanică, am început să-mi place mecanica, am început să pun mi-am făcut prima bicicletă, mi-am făcut primul cărucior care să-l agăț de bicicletă, știi? Nu putem să spunem că făceam design, știi, dar eram preocupat. Era un început. Era un început și am început să meșteresc și atunci mi-am dat seama că pentru asta sunt făcut, știi, dar am avut, bineînțeles, contextul creat, știi? Și Liviu? El cum dă nu s-a... Lui Liviu a plăcut mai mult cu fetele. Și el șurubărea de altfel, știi? Și... Învârtea altceva. Da. Liviu n-a fost așa, i-a plăcut mai mult socializarea, știi? Da, da, da. Ieșitul afară, în spatele blocului. Eu am meșterii, de când mă știu am meșterii, știi? Adică mi-a plăcut, am cochetat cu șurubărea. Foarte tare. Șurubărea. Și în continuare cumva meșterești, nu? De asta eu și acum, eu mă consider oarecum, da, eu sunt un... Eu am un job de tâmplar, știi, mare parte din da? Zi, pentru că noi avem un atelier făcut cu mama acum 20 ceva de ani, de la atelierul de prototyping distrus după venirea Revoluției, când tu am zici mai acum de Twin Studio? De Twin Studio. Mama a luat acei câțiva oameni buni, machetiști se cheamă, ei, care știau să lucreze orice, și a creat un mic atelier care lucra pentru publicitate în anii 90, că nu exista încă o producție și nu avea nici materie prin publicitate înseamnă în ce? Exact, orice, uite cum totem, e tabloul orice, ăsta de l-am primit eu de la OMID, da, cu o secundă de neatenție. Materiale care promoționale.
materiale promoționale. Da, da. Adică făcea tot felul de chestii, de la decoruri până la mici chestii, știi? Și am început să lucrez cu ea în atelier și acum avem dezvoltat, avem deja 20 ceva de ani de atelier de tâmplărie, să-i spunem, dar în care facem sticlă, metal, practic tot ce vedeți în lucrările noastre e produs în atelierul nostru. Nu există supplier extern. Fantastic. Cu 20 de oameni ținuți de atunci. Și jobul meu de astăzi, jobul meu, că meseria unui designer începe după ce ai terminat conceptul, adică acolo intră când începe inginerie, când începe, trebuie să rezolvi probleme în limite de timp, în limite de buget, adică pictura, conceptul e o parte, dar partea importantă e să materializezi un concept așa cum ți l-ai dorit, fără să-i prejudiciezi valoare. Păi aici cumva vreau să și ajung, pentru că eu am sute de întrebări, îți dai seama, ani de zile am urmărit ceea ce ai făcut și aș fi vrut să te întreb multe lucruri, mai mult decât să te întreb de obicei pe la restaurant de ce mai faci, n-am apucat. Da. Și vreau să te întreb, că tu practic toate lucrurile astea pe care le spuneai, că bugetul, timpul și toate cele, tu de multe ori ai fost propriul beneficiar, da, practic, și în proiectele voastre. Și cum ai reușit să separi rolul ăsta de beneficiar, de antreprenor, de prestatorul de serviciu, practic designerul care contractează? Da. Revenind la poveste, ca să fac un parcurs să nu ardem etape și să nu mai știu pe unde sunt. Intru la facultatea de design industrial, de data asta, și din anul întâi, unde nu înțelegeam mare lucru, oarecum îndrumat de maică mea, dar în anul 2 încep deja să lucrez. Aha. Și încep să lucrez în atelierul ei. Îmi atrag încă 4-5 colegi și îmi dau seama că trebuie să-mi creez unelte. Unelte ce înseamnă? Știi? Adică că nu aveai acces. Deci în anii 90 până târziu, tu nu aveai acces la materiale și trebuia să inventezi. Nu aveai la material, la tehnologie, la nimic. Și atunci am început să-mi creez unelte. Uh-huh. Unelte care să mă ajute să mă exprim. O unealtă e tu în studio, știi, că nu puteam să depind de supplier extern care tot timpul mă întârziau, nu creau ce ne doream, nu livrau un produs corect și atunci am zis să ne creăm noi, să nu mai depindem de ei. Și astfel, practic, și cum e, ce noroc ai tu că ai atelierul, dar norocul de fapt nu e că am atelierul, că l-am făcut și e piatra legată de mama ca moștenire de piciorul meu. Liviu nu are această piatră și poate să meargă la schi, poate să meargă la... cum ai și făcut săptămâna trecută. Să transmit niște mesaje aici, știi? Între frații. Da, exact. De mult vreau să-i spun. Știi? Adică un atelier de producție înseamnă un job zi de zi. Știi? Pentru că noi nu facem produs de serie. Produsul care îl facem nu e total diferit. E unicat. Și atunci ai o provocare în orice obiect creat. Știi? Și asta implică timp, tehnologie, descoperire de materiale. Acum e limpede, mă, că eu chiar voiam să întreb, după unde sunt obiectele alea? Nu, totul e, bineînțeles că avem și cumpărăm. Adică știi că le par niște vechituri? Noi acum am încercat, noi am terminat o locație la Sibiu, da? În care eu am refuzat să cumpăr ceva din altă țară decât România și am vrut doar manufacturi. E un local de 1600 de metri pătrați și am reușit să nu am supplier extern. Că vorbind de pardosele, am găsit la media și mi-au făcut pardosel din beton colorat în masă, că vorbim de ceramică, că vorbim de cahle, că luminile toate sunt cumpărate. Deci nu am vrut să cumpăr și am vrut să avem totul aici. Pentru că se poate, se arăt că se poate. Și adică, băi, nu trebuie. Hai să-l creăm, hai să-l inventăm. De ce să plătim atât pe un obiect? Și zic, hai să-l creăm noi, hai să-l avem. Asta îi dă și plus valoare spațiului. El devine original în secunda 2. Știi? Puteai să faci asta acum 20 de ani. Dar ce ușor era să faci? Eu tot timpul am zis că poți să o faci. Deci nu contează până la urmă. Totul e să-ți dorești, nu contează resursele. Noi am făcut baruri, primul bar l-am făcut cu studenții. Nu e condo, în studenție, time-out se chema, lângă liceu Mihai Viteazu, eu sunt absolvent. El a terminat Mihai Viteazu, da. Și în spatele liceu era un tip care ne vedea pe acolo o berică și zic, bă, nu faceți și mie. Și am venit cu 5 colegi, ne-am închis acolo 3 luni și am lucrat barul. I-am făcut ăluia barul, cap-coadă. Noi cu mâinile noastre, știi ce zic? Care a avut un succes teribil, a fost imagine absolut vot, ca un băruleț mic de 30 de locuri, nu-ți imagina o chestie de asta, știi? În care am tăiat scaune cu flexul, adică n-aveam niciun fel de resursă, știi? Deci asta nu e o scuză resursă, știi? Pentru că tu te poți adapta. Noi oricum gândim totul la nivel de cușac, adică noi plecând în paralipipezi. Dar nu și contează voința forme. Noastră e o resursă pe care trebuie să avem. Voința și e o resursă incredibilă, adică nu-ți căuta scuze că nu am acces la ea și de aia nu pot să fac, știi? Că poți să adaptezi. Iar o idee bună poate fi exprimată, știi? Cum te vezi astăzi în lumea asta dinamică în care sunt restaurante foarte glam, super design, stânga-dreapta, pentru că pe mine cel puțin lucrul ăsta mă sufocă și nu am... Eu zic că avem avantajul că noi am dat trendul, știi? Adică noi
controlăm, adică nu lăsăm lumea să ne controleze, noi venim înainte ei, știi? Adică noi intuim niște mișcări ale pieței și noi în calitate de creator de frumos și cu partenerii mei care susțin acest frumos prin servicii, prin experiența de food and beverage, prin muzică, prin lumină, prin toate componentele, toate ingredientele care intră într-un succes unui restaurant, noi reușim să creăm trenduri. Am citit brief-uri de la agenții de publicitate, noi ne dorim un beautiful, nu mai spuneam un pub. Ce tare, mă. Ne dorim un beautiful, adică el a devenit o entitate separată de celelalte lucruri, știi, că nu e nici pub, nu e nici bar, nu e nici club. Tu le spui cluburi, am văzut, știi, că așa e împământenit la noi, dar... Da, mă rog, noțiunea de club, zis, da. Noțiunea de club... Sigur, e alta. E diferită, știi? Dar nu mă supăr oricum. Adică am înțeles unde... Beautiful din centru vechi. Așa să intre beautiful mai larg. Din centru vechi. Vai, o experiență deci, inedită. Da, superb, superb, până superb. Moment... Pentru că avea valoare intrinsecă, spaci. Mi se și ridică părul pe mâini, pentru că mi-aduc aminte. A fost prima dată în viața mea când am putut pronunța clar care este... amenajarea mea preferată, cel puțin în România, dar și peste tot. Nu era neapărat în România. Prima dată în viața mea am îndrăznit să spun lucrul ăsta. Pentru mine era fantastic, de câte ori intram acolo, chit că stăteam o oră, chit că stăteam 5 ore, în continuu descopeream lucruri. Modul prin care îmi imaginam că Mihai poate să controleze în primul inventarul acelor sute, dacă nu mii de obiecte folosite, fiecare mai autentic ca celălalt, A fost fantastic. Țin minte perfect, la un moment dat stăteam, fiind na, și bar și așa, eram și vesel. Că și asta e o discuție, că vor tot timpul ați venit și cu o experiență culinară foarte interesantă. În exact, paralel, da. Ați completat designul din orice punct de vedere. Și stăteam așa și eram un pic rezemat de masă și mă uitam la bar. Și încercam să număr fâșile alea de inserțiile alea, profilele alea frezate, 1, 2 și... Pe vremea aia mai încercam și noi meseria, mai un apartament, mai amenajam mai în stânga, mai în dreapta, mai cu... Și încercam să-mi imaginez cum ajung în viața mea să-mi permit să propun așa ceva. Să știu că cineva va executa așa ceva, neștiind că le faci probabil chiar tu, cineva va plăti... costul, va suporta sigur, costul sigur. Pentru așa ceva și era pur și simplu un vis pe care aveam onoarea să-l văd în apropierea de mine, să pot să pun mâna și să zic mâna, deci se poate. Deci, motiv pentru care am spus și spun și Mihai și Corvin și alți arhitecți și designer foarte buni din România m-au inspirat, a fost nu, dincolo de partea de design, m-ați inspirat să cred că se poate, că într-o zi se poate. Nu pot să zic că încă s-a putut. Da. Mine, să creezi obiecte, să n-ai... Da, să n-ai avem niște imagini cu locațiile create de Mihai, un fel de slideshow așa, pe care spun să-l și vedem ca să vorbim. Asta e Beautiful Centru Vechi. Da. Experiența Beautiful Centru Vechi a fost o... Vă povestesc după ce derulăm imagini. Ăsta e ultimul rezidențial. Ultimul rezidențial făcut. Ăsta e magazinul colectiv. Așa, tu spune ne ce vedem. Ăla era rezidențial. Fratelli, aici nu știu care. Mea petrecută acolo. Da. Fratelli, Mamaia. Mamaia. Nu, Social Club, da. București. Social Club București. Da. Fratellini, da. Bistro, braserie. Da, corect. Deschis la 8 dimineața. Da. Nomad. Exact. Nomad. Foarte frumos. Așa este. Da. Și tu ai făcut și setup-ul ăla de DJ cu pian și cu cei pe acolo? Da, bă, ce împreună cu eu. Un artist. Nu sunt doar eu. Adică noi avem intervenții dese am de... Am înțeles, da. Sami, prietenul nostru. Absolut. Samuel Florin. Aici ce e? Aici e un stradale, cred, înainte. Stradale. Am vrut să zic, da. Cantină. Da. Populară și aici pentru toată lumea. Adică noi desenăm pe orice scală. Știi, nu facem doar luxury. Stradale e o... E popular, da, așa este. Popular în care poți să mănânci oricine cu 28 de lei, 3 feluri, știi? Da. Și am creat deja 16 piese, astfel de piese și ne place și provocarea asta și cu buget foarte redus. În care să creezi ceva și să... E deschis între 11 și 3, versatil, adică poți să modifici tot timpul, să aibă unitate stilistică... Să aibă același discurs. Dar totuși așa, vin și clienții care își permit să meargă și la localuri. Pe asta e ideea, că noi am ridicat un pic, am făcut diferența între o pinge tava clasică și
Exact, un alt fel de împinge tava. Un alt fel de împinge tava. Și iarăși revin. Când vorbești despre design, nu e doar cum arată locația, e de la cel care servește, mirosul, muzica, lumina. Cât ești adică implicat sunt foarte în multe zona lucruri. Asta, toate trebuie să fie în același ton. Știi, să aibă acel vocabular. Cât ești tu în calitate de designer în toate, să zic, parteneriatul ăsta? Păi v-aș povesti puțin, adică implicarea unui designer ar trebui să fie destul de mare, știi? Și dau niște exemple, adică cel mai important lucru când te apuci să faci un spațiu public este cum îți construiești brief-ul. Deci tu, în primul rând, ca proprietar, trebuie să știi ce vrei. Deci ăla e primul pas. Am mai avut clienți care au venit la noi, domnule, vreau un restaurant. De care? Italian, nu știu. L-am avut aseară, din păcate. Mă mai gândesc, știi, adică brief-ul, ceea ce îți dorești, exact și cum atunci, e ca și atunci când tu îți dorești ceva foarte mult, îți spui o rugăciune înainte de culcare, te culci subconștientul tău, lucrează și într-o zi se îndeplinește. Așa e. Așa trebuie să fie, adică un restaurant se visează, se trăiește prin experiențe, se iese, adică un restaurant e cumulul multor experiențe când ajungi să-l faci, știi? Eu vorbesc din punctul de vedere al... Și cea mai bună experiență a fost Viena, bineînțeles, în afară de experiență, nu vorbim de experiența noastră, în care brief-ul a venit inclusiv cu dimensiunea farfuriei. Wow. Adică în brief-urile, acum vorbim de brief-urile tuia, da? Din străinătate, da, brief-urile de afară din lumea care a fost și asta premiat, da. Să nu zic da, cu... Da. E top 3 restaurante. Am urmărit șantierul, pas cu pas. Da, am lucrat foarte mult și o experiență incredibilă. Hai că avem și aici imagini de la tuia, dacă vrei să-l vedem în timp ce ne și povestești despre el. E tuia by Mihai Popescu și Ovidiu Bălan. Nadia Popescu și soția mea Nadia Popescu. Și Nadia Popescu, da, un restaurant din Viena, care a și primit premiu. Top 3 restaurante din Austria, adică are multe, foarte multe premii, inclusiv pentru pardoseli făcute cu cei de la Viață. Adică sunt foarte mulți români, tot ce se vede e făcut de români aici. Da? De la sticlă, topită, creată de doamna Jenny Costăchescu, adică avem foarte multă manufactură și aici. Dar asta aici se vede că nu e nimic întâmplător. Știi, totul e studiat și construit în timp, în ani. Dar aici tema înțeleg că a fost destul de dificil pentru că era și clădirea foarte de un anume o clădire fel. Care era monument istoric și mai precis, înaintea mea lucrase în ea Hans Hollein, care este un cel mai celebru arhitect austriac, care are Pritzker Prize, care să mândresc doar 30 de arhitecți cu acest premiu în lume și a trebuit să păstrez în heritajul lui. Partea bună e că cine vine după mine trebuie să păstreze în heritajul meu, adică a fost o mare onoare să lucrez după Hans Hollein în acest spațiu. Plus, e la 50 de metri de Stephansdom, e în centrul Vienei, clădire de la 1800, numai să scoți o hotă sus, adică aici au fost provocări enorme din punct de vedere izolații fonice, acustică, adică aici sunt foarte mulți. Plus, la final vine primăria care controlează fiecare obiect să vadă dacă recepție. E cum l-ai devizat, adică noi aici nu avem voie să folosim palme laminat. Dacă nu era totul lemn masiv, chiar și în spate nu era acceptat. Nu ai voie să vii cu alte ingrediente decât naturale, adică îți impune direct în zonele astea protejate. Nu primăria. Poți să faci. Primăria îți impune. Ce și vine tare, plus security, sunt foarte mulți factori care te controlează, adică trebuie să ții la finalul zilei când termin un proiect de ăsta ești extrem de obosit pentru că a trebuit să urmărești foarte mulți factori pentru a obține vizele. Nu vorbesc de astea normale, foc, nu știu ce. Vă dau noi bucătăria în subsol. Ne-a apărut într-o zi că trebuie să le dăm, să punem un ecran mare, da? În raport cu metrii pătrați ai bucătăriei, da? Pentru că angajatul din subsol trebuie să vadă lumina și o cameră păstrată, că el trebuie să vadă lumina, soare să se simtă afară, dacă nu trebuie să mai dai 14 zile de concediu. În plus. Da, lumina naturală. Lumina naturală sau un televizor mare și a rezultat un LED screen în bucătărie pus așa în care îi văd strada, ca să nu se simtă în... Adică sunt foarte multe norme. Noi aici încă ne jucăm în... Mama. Ne jucăm și nu există compromis, vă dați seama, știi? Revenind acum la partea de brief, știi? Adică brief-ul ăsta, rezumatul ăsta, ideea care o ai, ăsta până să te apuci să desenezi, tu trebuie să comunici foarte mult. Desenul e o consecință. Desenul nu începi, în verdade, să desenăm CS și după aia poate ne arată italian, facem italian, știi? E o consecință a brief-ului. Și relația client cu creator trebuie să fie una de prietenie. De asta nu poți să ai prea multe proiecte, știi? Adică că trebuie să te descoperi unul pe altul. Eu vorbesc aici ca să ai un produs de succes. Da, și da, da, ne da. Mândrim că toate proiectele noastre nu închizi niciunul. Nu ale noastre.
Adică orice proiectele în care te-ai implicat și ai desenat. Pentru că nouă ne pasă de client la final. Nu facem doar obiecte care sunt frumoase în poze, le-am fotografiat, le-am, și după care le, nu contează ce face. Adică avem interes ca, că de fapt ce înseamnă succesul în local? Înseamnă succesul lui în piață. Sigur. Ce zic? Adică da, nu, practic, ce ziceai nu și tu, apropo de desenatul și, pentru și, client, că nu face apartamentul pentru tine. Da, 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 exact. Adică, cumva, eu cred că lumea ar trebui să perceapă că designul este experiență în sine și funcționează doar dacă e complet. Nu funcționează doar dacă arată bine. Trebuie să funcționeze așa cum și-a dorit omul ăla să trăiască acolo, să se simtă acasă, așa cum merge business-ul bine înainte, produsele sunt bune, sunt servite bine, adică realmente toate experiențele pe care eu personal am avut în localurile făcute de voi și gestionate de voi sunt absolut ideale. Toate lucrurile sunt complementare, dar nu există întâmplări și toate acestea de la ținuta lui. Și de acolo revin încă o dată la întrebarea mea. Cât ești tu, Mihai Popescu, implicat în partea administrativă sau să zic non-arhitecturală? Deloc. Am șansa să am pe Dani Caramihai, prietenul și partenerul nostru, împreună cu Liviu, care e partea de, hai să-i zicem, cifre. Marketing, știi, și socială, în care el are mulți prieteni și este, dar eu administrativ n-am nicio treabă. Dar ce e important, designerul îți dă conceptul, îți dă ideea. Adică ce înseamnă? Îți creează un brand book, dacă vreți, îți creează o direcție în care toată lumea va înțelege. Și ospătar cu mine la servicii înțelege cam ce se întâmplă și chiar dacă nu știe. Când ai coerență în exprimare, când vezi anumite obiecte, când ești înconjurat anumite mirosuri, tactil, olfactiv, începi să înțelegi cam care e direcția în care toate lucrurile merg. Și asta înseamnă că creează o sinergie, dacă vrei, și creează o direcție care e foarte limpede. Și atunci tu când intri ca client, eu dacă te întreb ce am pe jos, tu nu-ți dai seama. Nu poți să-mi spui, am parchet, gresie, faianță sau marmură. Tu nu ai realizat că ai, dar e ceva care ție îți place și îți creează o stare. Că noi despre asta vorbim, să vindem stări. Noi vindem stări. Că mâncare, mâncare, să zicem, vinde toată lumea. Știi ce zic? Băutură poți să bei oriunde un gin tonic, nu? Teoretic, dar, da. Dar vezi că chiar contează ce îi dai în plus față de asta. Iar lumea acum e avidă să ai, când ai ieșit afară, el trebuie să aibă o experiență 360. Adică n-are timp doar de aia, doar de aia. Cârciumioara mică cu 30 de locuri în care ai o experiență gurmene mai pomenită, nu-i suficient. Tu ca individ vrei mai mult, știi? Adică ai vrea să bei și un drink, ai vrea să dansezi un pic, să vezi și antren, să vezi și lume mai multă, să fii un spațiu noisy, adică ai vrea cam din toate, știi? Așa am ajuns. Dar care e momentul în care treaba ta, să zic, în combinația asta se termină? Proiectul e gata? Treaba mea nu prea se termină niciodată, că tot timpul trebuie să reinventezi un pic localul, adică după o perioadă de timp, 3-4 ani, trebuie să-i adaugi sau să-i scoți. Apar farfurii noi fără să știi tu? Acum da, pentru că creând acest vocabular... Să mai duce Dani pe la târguri, știu. Da. Mai avem mai schimbă pahare. Mai vine cu pahare. De la Londra, de la cum s-a descoperit ceva, da. La Beautiful Centru Vechi am început cu ceramică. Da. Horezul, pentru că am crezut în ea, numai că ne-am dat seama după un an că putem lua ceramică de la japoneză, din Londra, cu 12 euro farfurie, dar care e mult mai în timp, nu se ciobește în mașina de spălat și ne costă mult mai puțin o ceramică japoneză decât aia de la Horezul. Incredibil, bă. Care aia, mă rog, nu e o ceramică, vorbind un lut de ăsta. Profit de ocazie că ai povestit cuvântul ceramică și vreau să trecem la o rubrică nouă pe care noi n-am atacat-o până acum, dar pe care toată lumea a cerut-o, respectiv tips and tricks. Da, da. Și profităm de Mihai și tema e chiar ceramica. Și acum am niște întrebări pentru tine, pentru că tu ești unul dintre puținii designeri care au scos faianța din baie și din bucătărie și au mutat-o în alte camere. Și ai făcut practic din faianță ceramică, așa încât o să pun niște întrebări care practic ele stau în mintea fiecăruia dintre cei care ne urmăresc. În ce tip de amenajări putem folosi ceramica? În alte camere decât baie și bucătărie? În orice amenajare putem folosi ceramica. Nu există limite. Dacă ele sunt susținute, orice folosești într-o amenajare, într-o idee, trebuie să aibă argumente în spate. Deci totul trebuie argumentat. Dacă ai argumente, poți să folosești orice, dar să ai argumente. Nu doar să spui că așa dă bine. Asta nu e un argument. Știi, așa dă bine, e o expresie folosită. Da, aici cred că e vorba și un pic de compoziția, materialitatea pe care o aduci, pentru că realitatea este că pentru oamenii placarea ceramică desori a fost întâlnită în baie, în toaletă și așa mai departe, în bucătărie, în spații reci,
Iar ceea ce faci tu cu azulejos, cu tot felul de ceramici spaniole, marocane, pictate, puse prin casă, portugheze, brâuri făcute, inserții făcute în parchet și toate lucrurile astea totuși fac ca această ceramică să pară un element cald, un element care încălzește spațiul. Și cred că aici e de fapt e un secret pe care noi căutăm să ne spui cum faci că ceramică, acel material rece, să devină tocmai elementul care încălzește spațiul. El e tot timpul balansat cu un material cald, el are o culoare caldă în el, chiar dacă aspectul și tactil el este rece, ți se transmite un mesaj subliminal că ai o chestie rece, care nu primește căldură de fapt. Da. Și el e tot timpul balansat cu ceva cald, cu o lumină caldă în el, cu ceva, și atunci tocmai că avem și expresia asta, nu putem să folosim totul cald, că ajungem să fie pleonat și tot timpul avem nevoie de obiecte, de un contrast, de un contrast, să fie obiecte și materialități antagonice, care să intre în dialog. Sigur. Dar totul trebuie foarte bine controlat. Adică, știi că, iar asta nu se poate dobândi decât cu lucrat, cu experiență. Practic, momentul în care devii și un pic de pictor, ca să poți să vezi compoziția asta, dacă funcționează sau nu. Știi, spuneai tu la început că România, orașele noastre sunt gri. Tu ai venit realmente cu stilul ăsta, folosind ceramică chiar, cu stilul ăsta portughez, mediteranean. Și așa, cum ai simțit că este potrivit pentru România o intervenție de genul ăsta? Adică, care, de unde până unde Portugalia a ajuns în București? Noi, și când zic noi, partenerul meu un frumos este soția mea, Nadia. Da. Noi descoperim lumi noi, câștigăm experiențe pe care le împărtășim cu publicul. Adică tot ce vedeți, să-i spune, când spui design e generic, tot ce vedeți, adică sunt lucrări de atmosferă sau experiențe, sunt cumulul experiențelor noastre. Adică noi suntem sinceri și împărtășim cu o piață experiențele noastre. Asta nu înseamnă că am văzut un obiect și l-am copiat. Da, da. Ci că încercăm să aducem puțin în tot ce avem, știi, din gust și în asta. Exact cum e meniul Fusion. Da. De ce meniul Fusion în România? Adică ce treabă are Peru cu Japonia? Peru are foarte multă treabă. Dar a fost foarte bine primit, cel puțin făcut de cine trebuie, momentul în care a fost făcut bine. Exact, făcut bine. Normal. Și iarăși nominalizez tu, Corvin și cine a mai insistat în zona asta. Ori de câte ori a ieșit bine, în România a fost foarte bine primit. Adică a fost de la mama lui cumva. Băi, simțim ceva pe asta, pentru chestia asta. Exact asta înseamnă concept. Dacă am un meniu Fusion în care am, cum vă spuneam înainte, Sud America cu Japonia, designul se transformă și el, adică asta înseamnă dialog între ingredientele care dau succes unei locații. Și atunci de asta și cumul ăsta de obiecte, știi ce zic? Dar ăsta trebuie să le controleze destul de bine, că când ajungi să faci eclectismul ăsta și gaudly branding-ul ăsta, adică încărcat, trebuie foarte bine controlat, știi? Că el pleacă, dar să nu dai închiși și să ai o linie clară a unui plan clar, să vii cu accidente, știi? Adică nu să intri în... să nu amestești prea tare, știi? Mai am niște întrebări aici. Da. Gresie și faianță în format mare sau mic? Avantaje, dezavantaje? Astea sunt întrebări din... aruncate cu zarul. Da, aruncate cu zarul. Nu s-a aruncate cu zarul. Oamenii întreabă când vine vorba de Depinde. Adică sugerez să folosesc cât mai multă manufactură și cât mai imperfectă, știi, nu chestiile. Bine, eu vorbesc din punct de vedere că nu fac office sau clădiri industriale, știi, că poate acolo vorbim de muchii perfecte, nu cred că știi? Vorbim totuși de oameni care își fac pentru ei. Porțelanată corectată, da. Știi? Nu, eu cred că frumusețea obiectelor vine când simți că ele în au ceva greșit în imperfecțiunea lor. Contează mult adezivii? Pun și întrebări de astea tehnice, tot. La fete mai ales. Am lipici la fete. De unde și expresia. Ce lipici folosești? Exact. Bă, stai mă puțin că mai avem. Am totuși o echipă uriașă în spate. Da. Am un om de nădejde care tocmai lucrează la o casă, n-a terminat-o încă. Deci eu cred că sunt întrebările de aici, știi? Cât de mult contează. Vreau consultanță gratuită. Cât de mult contează montajul? Foarte mult contează montajul. Asta e de fapt întrebarea pentru fantastică. Pentru că montajul, degeaba ideea ta e bună, degeaba faianța e făcută de un creator dacă ajungi la o nenică care n-a mai pus niciodată. Știi ce? Deci contează echipa
Care cât de greu e să lucrezi cu Mihai Popescu ca un om care execută? Foarte ușor. Serios? Da. Sunt, eu nu am angajați, eu am doar prieteni și nu am o relație cu angajați, adică nu-i numesc angajați. Unii dintre ei sunt cu mine de 20 de ani, știi? Ce tare. Și atunci am o experiență foarte bună, împărtășim experiențe, știi, tot timpul și ne-am obișnuit la locul de muncă, adică ne place ceea ce face, că în fiecare zi e ceva nou. Foarte și frumos. Sunt dornici de a cunoaște. Ai luat-o de la capă fără toți oamenii ăștia? Poate aș lua-o. Atelierul de creație m-a oprit un pic, că eu business-ul meu de design, de creator, de concept, de proiectare, e 50% business, 50% frate, dar eu preferi mult timp întâmplărie, adică în al executa, al face viu obiectul, știi? Al aduce la viață. Și asta e o chestie complicată, că tu lucrezi cu timp, lucrezi cu bugete, lucrezi cu bugete reduse când vorbești de România, știi? Toată lumea încearcă să ducă un preț major, neînțelegând că valoarea unui obiect, problema lui e cea mai mică, dacă scade acum 10% sau 20%, dar poate în succesul lui poate depinde de acei 10% tăiați. O frază neterminată, care n-are să spunem un substantiv sau un verb, tu poți să înțelegi, sau are o negație în fața verbului, poate să schimbe cu totul. Și absolut. Aia cât reprezintă într-o frază? Reprezintă 5%, știi? Adică tot timpul spun că ea trebuie lăsată până la capăt, știi? Adică nu poți să zici deschid ceva și mai fac după aia. După aia nu mai există. Tu trebuie să termini ce ai de spus, exact aici la masă, adică trebuie să termini fraza, nu pot să mă opresc la un moment dat ca să înțelegi ce am vrut să zic. Așa e și cu asta. Iar publicul simte. Simte compromisul. Când te apuci să faci ceva, nu există compromis. Iar cel mai bun exemplu e colegul meu de la, prietenul meu de la Nomad, care a inundat, am construit o terasă sus în centru vechi, adică cu avize de la cultură, retrasă față de fațadă, o construcție în care n-am pus să băgăm macara și totul e construit la mână. Și el a transpirat sânge, cum îi spun eu, pe bună dreptate, inundând clădirea de trei ori, zugrăvind toate astea, până am construit noi acest obiect sus pe casă, în centru vechi, fără acces la macara. Cu sticle retractabile, adică acolo e foarte multă inventică și imaginație. În afară de ce vede clientul, a fost un proiect incredibil, știi, să construiești spațiul ăla acolo. Și el a transpirat cu noi și a dorit foarte mult și nicio zi n-a regretat, deși a inundat clădirea, a avut multe probleme, avize, autorizații, controle, nu știu ce, el n-a cedat nicio zi și și-a dorit foarte mult și el merită lucrul ăsta. I-am și zis, tu n-ai cum să dai greș, niciodată. Păi de ce? Pentru că tu ai transpirat aici cu noi. Așa este. N-ai fost doar un investitor. Mai pot să pun o întrebare tehnică? Te rog. Gresia și Faianța rectifică. Dacă e de genul celor dinainte. Ce mai zugrăvi? Nu mai are omul. Hai să lămurim omul până la capăt. Deci fii atent. Gresia și Faianța rectificată se montează fără rosturi. De acord. Sau cu rosturi de 1 mm. Cum e mai bine? Se montează fără. Nu prea. Adică. Pare o glumă, dar nu este, pentru că cred că ești cel mai măsură om din domeniu să spui că ai putea combina kitul de culoare cu ceramică, ar gândi la așa ceva, pentru că evident cea mai clasică, ușoară și modernă variantă este să pui fără rosturi, să nu se vadă kitul și să vezi ceramica respectivă dintr-o bucată, dar tu ești un om care de multe ori probabil ai încercat chestia asta să creezi tocmai un contrast prin dimensiunea kitului, rostului, culoarea să kitului. Să distrag atenția asupra gresia porțelanată din context e greșit. Știi? Și atunci eu pot să distrag atenția de la aia folosind altceva, știi? Adică nu o ascund, nu o bag sub preș, ci o potențez. Da. Și atunci am salvat... Ai două materiale cromatice, te joci cu ele. Da. Foarte frumos. Mai avem un invitat de la Timișoara astăzi, o prezență cu totul și cu totul specială în episodul nostru, cel de-al treilea episod de C-Design, oferit de Piastrele. Luiza, știu sigur că ești cu noi, rămâne doar să te vedem. Ia uite, Luiza Varga, salut, bună. Bună seara, invitaților și celor care ne ascultă. Așa să fie, cum bine zici tu, Luiza. Luiza Varga este și designer și arhitect. Și designer sunt arhitect, nu? Nu doar ești design. Arhitect? Nu sunt arhitect, am terminat design. Da? Am făcut studii post-universitare de arhitectură pentru că mi-am dorit să aprofundez mai mult, astfel încât am cunoștințe mai vaste în domeniu, dar nu am ștampilă de arhitect. A, asta e problema. Dosar cu șină ai?
Acolo, de regulă, acolo se împiedică lucrurile la noi. Cred că e mai ușor să... Cred că e mai ușor să te prezint prin intermediul unui film și pe tine și le propun celor care ne urmăresc să vadă întâi prezentarea ca să știe cu cine avem de-a face. Dacă vă întrebați unde a studiat arhitectura, așa, ca studii post-universitare, răspunsul e simplu, firesc, la Harvard. Destul să spun că la momentul acela avea deja pe CV un masterat la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, în cadrul căruia se ocupase printre altele de varii teorii și modalități de restaurare, regenerare a zonelor istorice și tehnologii de consolidare. Cum s-ar zice la noi în popor, știe meserie. Mai mult, cunoaște și niște realitate virtuală, ceea ce o ajută mult în prezentarea proiectelor. Mă rog, înțeleg că îi și place, întrucât acum aprofundează serios materia. În fond, are perfectă dreptate. Nu știi niciodată la ce folosește un doctorat în arhitectură. O cheamă Luiza Varga. A fondat compania Luiz Design. Și cum s-ar spune la noi în studio, face case. Bine, adevărul e că are și o mulțime de proiecte comerciale. Dar cred că despre ele putem vorbi cu altă ocazie. Momentan, e mai bine să aflăm de ce e important designul la noi în casă sau apartament. Cu sau fără ochelari de VR. Designul și caloriferele calde, dacă e să mă refer la apartamentele de la noi din București. Am zis că în fiecare episod, sigur, să căutăm să avem invitați cu greutate, cum e cazul lui Mihai, și de fiecare dată să propunem și nume noi, pentru că așa se strâng rândurile încet, încet, nu? Da, așa am ajuns aici. Ce te mai răsfeți, Omid, da. Deci, acum nu mai suntem trei, suntem patru, este și Luiza împreună cu noi. Poți să ne povestești puțin despre experiența aia de la Harvard? Cât de important a fost? A fost importantă pentru că am văzut o altă lume, o altă mentalitate raportată, dacă ne referim strict la design. Am avut contact cu profesori cu experiență. Nu spun că noi nu avem profesori cu experiență în universitățile noastre, din contră. Doar că a fost un alt vibe. Tot ce s-a întâmplat acolo. Pur și simplu am încercat, ca și curs, ca și structura cursului, am încercat o transpunere a arhitecturii vechi în secolul 21. Am încercat să producem concepte noi prin arhitectura trecutului transpusă în momentul actual, ceea ce a fost foarte interesant. Practic au rezultat niște proiecte extrem de interesante. L-am avut pe domnul Michael Heiss, ca și profesor de teorie arhitecturii, și pe doamna Bruni de Visual Art, cu ea am făcut Visual Art, a fost extrem de interesant. Practic am văzut materiale, tehnologii și o altă mentalitate un pic diferită de a noastră. Deci are și școala asta rostul ei? Din punctul meu de vedere. Nu știu, vă întreb pe voi că sunteți de meserie. Eu pot să dau cu subsemnatul pe matematică, dacă vreți, dar doar din România, că doar acolo am studiat. Da, eu am o foarte mare curiozitate, desigur, eram curios și să știu cu ce te ajută un studiu la Harvard, știind că te ajută, dar eram curios ce anume ai descoperit acolo și ne-ai spus, dar apoi povestea asta cu VR-ul, pentru că realmente unul dintre provocările noastre care cresc în ce în ce mai mult în fiecare zi este modalitatea de prezentare a proiectului nostru către client, pentru că clientul avansează în ce în ce mai mult, are cerințe mai mari, adică de unde plecam de la niște schițe și niște 2D-uri făcute Photoshop de mână și așa mai departe, am ajuns să facem randări fotorealiste. Fotorealiste, nerealiste, mă scuz că te... Adică așa că există și poți să cazi, poți să cazi și în latura aialaltă. Să faci randări fotorealiste, dar care nu sunt realiste, adică nerealiste, adică nerealizabile. Așa este, exact. Ce vedem noi acum, Luiza, sunt niște randări astea sau sunt execuții finale? În randări, în permanență, proiectele noastre, în momentul în care este pretat clientului, are un deviz în care sunt incluse prețurile, datele de contact ale furnizorilor, astfel încât clientul să poată implementa proiectul 100%. Nu există proiecte care nu sunt implementate 100% ca și randări. Deci ceea ce prezentăm clientului este 100% realitate. Absolut toate materialele se găsesc. Eu eram curios că este evident că povestea cu VR-ul este
sunt următorii pași spre viitor, trebuie să ne grăbim să se întâmple, pentru că efectiv avem clienți care cer încenge mai multe informații legate de acest vis pe care avem la supra casei lor sau, nu știu, restaurantul lor și așa mai departe. Cât de realist crezi că este astăzi să-ți prezinți un proiect în sub forma de VR și ce eforturi presupune asta? Eu chiar nu știu, noi am ajuns abia acum să facem niște videouri. Știu că Mihai acum se uită. Mă scuzați, eu sunt exact opusul, adică eu nu cred puțin, în tu, eu din câte știu tu, eu că desenezi de mână. Păi dacă eu permiți. Cred mai mult în, adică ce problemă are VR-ul? VR-ul îi pierde viața, categoric. Pierde povestea, știi? El te bagă într-o lume. Nu, îmi cer scuze că vă întrerup. În momentul în care îți pui ochelarii de realitate virtuală, efectul, prima dată când i-am achiziționat, m-am dat în mountain rug. Nu. Da. Am fost îngrozită, vă spun sincer, aceea este senzația. În momentul, aici este un film, este o randare film. Nu este același sentiment că atunci când îți pui ochelarii și simți spațiul. Practic, tu simți spațiul ca și lumină, ca și înălțime, ca și formă, spațiul arhitectural interior. Și atunci, în momentul acela, tu știi exact ca, cam ce elemente și cum te poți juca cu volumele în spațiul respectiv. Eu cred încă în povești, eu cred încă în visare, adică închid ochii și imagine, împreună cu clientul, știi? Adică să las produsul organic și viu, știi? Adică nu vreau să-l bag într-o... Nu, așa lucrăm noi, nu zic că e foarte corect. Vrei să și surprinzi, și mai ales la o casă, noi nu mai facem rezidențial, acolo e o relație aproape intimă cu... Mai ales când te trimite să stai de vorbă cu soția lui, pentru că el e ocupat, are bani, are bani de făcut. Produsul casă, ăsta e complicat și într-adevăr, ce te ajută VR-ul e că îi faci o imagine mai clară unuia care nu știe pe ce... Păi e o problemă legată de volume, știi? Și atunci înțelege, știi? Okay. Nu, eu cred în visare, în poveste, stau de vorbă de multe ori, că până să desenăm... Noi, ca să facem treaba asta, susținem foarte mult elementele de randare, le susținem cu imagini reale. Că să aducem tocmai, pentru că realitatea este, asta simt și eu, oricât de fotorealist ar fi imaginile, le lipsește elementul viu. Lucru pe care noi susținem cu acele moodboard-uri, cu imagini reale, ca tocmai oamenii să simtă lumină de acolo într-un mod natural, să simtă materialitatea, să simtă poate chiar mai mult un pic de... Și să participe la proiect. Să vadă oameni, în primul rând, în imagine și așa mai departe. Pentru că ei locuiesc. Dar pe de altă parte înțeleg foarte bine și cumva distinția, nu știu, modul de lucru pe care are Mihai, pentru că... Nu înseamnă că eu zic cum... Înțeleg foarte bine și VR-ul, dar poate și vârsta nu-mi permite să... Cred că e vorba și din poziția pe care ai în momentul de față, față de clientela pe care, cu care poți lucra, care vin cu toată dragă inima încredere, în care pur și simplu și ei sunt curios cum va arăta viața lor manipulată de tine, să zic, de mâinile tale de artist, versus realmente, eu zic, în poziția mea, în care trebuie să vină clientul, să-i fac o propunere, să-i arăt cum va arăta viitorul lui, care sunt propunerele, să-l impresionez. Așa e. E corect. Și apoi să, pentru mine, că aici mai este un element, anume capacitatea mea de a gestiona un proiect, pentru mine de multe ori este sănătos să am o vedere creată asupra proiectului propus ca să poți să intervin asupra lui. Nu am încredere pe care o ai tu văzând de când ai ajuns aici, că tot îți schițezi, notezi și faci lucruri, stăpânirea pe care ai tu asupra proiectului, pe care să merg cu încredere înainte și să o realizez fără să am o proiecție spre proiectul respectiv. Sunt moduri diferite de a lucra, se câștigă cu timpul și cu experiența și desigur cu experiența pe care ți-o oferă și clientul pe de altă parte. Adică cred că sunt valabile și realmente cred că pentru noi, cel puțin pentru mine... Te rog, Luiza. Să răspund la întrebare referitor la domnul Mihai, și noi trecem prin același proces în momentul în care efectuăm un proiect de design. Avem schițe preliminare, avem randări preliminare, plus discuții cu beneficiarii proiectului. Aici intră familia, în care avem discuții referitoare la alergii, la preferințe, la obiecte care și le doresc, la absolut toate elementele. Deci nu este un procedeu de astăzi pe mâine, este un procedeu de lungă durată. De aceea, după cum a și spus dumneavoastră, se creează o relație de prietenie. Eu nu lucrez cu clienți pe care nu îi cunosc. Au venit din țară să facem case în Brașov. I-am zis, dacă nu veniți la Timișoara să ne cunoaștem,
Eu nu pot să vă semnez contractul, pur și simplu. Mi este imposibil. Pentru că atâta timp cât tu nu cunoști omul, nu știi exact ce își dorește cu adevărat. Și dacă el nu se simte acasă în spațiul respectiv, pentru mine proiectul acela este egal cu zero. Am trecut de stadiu în care facem proiecte pe hârtie, nu cred că am făcut vreodată, meseria o fac din pasiune, dar trebuie să trecem la un alt nivel puțin. Și în momentul în care clientul vine cu proiectul făcut de arhitect și nu știe exact cum va arăta casa lui, practic este doar un proiect pe hârtie. În momentul în care ridici în VR, într-adevăr necesită foarte multă muncă. Ca și timp de proiectare omit, este dublu față de un proiect normal. Păi, așa este. Da. Eu asta voiam să te întreb, cât durează să faci o poveste din asta în VR, să poți să-i dai omului să vadă? Că eu știu cât îmi ia mie să montez un material. Și necesită și efort financiar, resurse financiare, pentru că sunt foarte multe echipamente și licențe pe care trebuie să le achiziționezi. Și un, practic acum a intervenit criza microchipurilor, ceea ce a scumpit foarte mult toate aceste echipamente. Plus resurse umane, că practic tu stai efectiv și lucrezi cât ai face două proiecte convenționale. Dar clientul își dorește. Da, mă, dar la just pe om să înțeleagă. Eu vă spun voi vă gândiți la public care i-a vizat. Nu. Noi am avut un client care n-avea bani, avea o garsonieră în Pantelimon, de-aia a livrat un VR cu o casă nemai văzută. Și lui și soției lui. Și ei n-au mai avut nevoie de mobilă și de ambient. Înțelegi? Pentru că ei își puneau ochelari când ajungeau acasă și intrau perfect într-o altă lume. Da. Într-un afterlife. Am avut reclamații că erau loviți peste tot, că intrau cu capul în pereți, ducându-se spre living-uri imense. Adică le-am creat lumea virtuală în acest VR. Că de ce să mai dai banii pe mobil dacă ai un VR? O să vedeți voi când o să începem să stăm tot. Costă să faci VR-ul la toată mobilă. Da, toată mobilă ai... Nu, eu glumesc. No, glumește, nu sunt, dar o să vedeți voi când o să începem. Metaversul ăsta e la început. Metavers. Da. Păi asta, că îl pomenim toți. Bine, și metaversul ăsta e mult un flac. Numai că companie. Ăsta, iubita lui era tot în VR creată. El nu avea o iubită, de fapt. Când se ducea seara la culcare... Doar aerul în brațe, ca lumea. Doar în pernă. Ca și tehnologie, da, poți schimba culori în timp real. În momentul în care ai ochelari și constați, în urma setărilor pe care noi le creăm, poți schimba culoarea parchetului, tipul de parchet, gresia, faianță, culoarea canapelice, ceea ce te ajută pe tine ca și beneficiar al. În raport cu clientul, sigur, e un mare avantaj ăsta. Da. El zice, vreau aia, ia pune-o mă și pe aia. Vine și nevasta, stai mă, unde ai pus clientul, lui? Clientul și așa nu știe cam ce vrea și ar vrea să vadă ca toate materialele. Păi asta zic. Cu cât îi arăți mai multe, cu atât îl bagi, Mai rău, rău într-o depresie în care adevărat poate să nu iasă. Nu, n-ai ce să vezi, garda veche, așa o să lucreze până la moarte. Așa n-o consider, n-am ce să, adică nu, și nu mă contrazic, ci fiecare are modul lui de prezentare. Până la urmă, că o idee bună, că e VR sau că e o schiță de mână, rămâne o idee bună. Știi? Sigur, adică sigur, nu contează. Sigur. Bine, dar dacă adevărul este că dacă clientul acceptă să lucreze cu imaginația ta, cu informații limitate pe care îi dai, tu poți și să controlezi mai bine proiectul. Pentru că noi avem experiența că la un moment dat îi arăți clientului și se sperie de ce urmează să îi se întâmplă. Și se sperie de ceva ce tu consideri că e un proiect foarte reușit. Da. Și atunci ajungi să nu mai faci pentru că s-a speriat de la bun început. Am avut chiar situații similare. Și atunci un succes pe care eu puteam tiptil, cât un pic să duc înainte să se întâmple, să se găsească în fața faptului împlinit, a fost anulat că, domnule, e prea mult. Și, da, sunt avantaje și dezavantaje, dar cred că... Hai, domnule, că venim cu găleată de vopsea la final și aruncăm pe pereți. Da, repede. Vreau să pun o întrebare, pentru că, Luiza, tu ai birou și în Constanța și în Timișoara. E o diferență între publicul din est și publicul din vest? În vest nu se sună înainte de ora 9, asta am învățat când am ajuns aici. Nu se sună înainte de ora 9? Deci mi-a fost foarte greu. Dobrogenii sunt mai activi dimineața aici, oamenii sunt în jurul serii mai activi. Asta este ora 21. Dar ca și din punct de vedere estetic, încă se simt influențele Imperiului Austro-Ungar. Asta vă spun pentru că simt lucrând. Și dincolo influențele Imperiului Otoman. La și dincolo, da, într-adevăr, și aici a fost Imperiul Otoman, dar nu au mai rămas din punct de vedere arhitectural elemente absolut deloc. Chiar când am ajuns în Timișoara am căutat să văd o geamie. Nu există nici urmă de geamie. Aha. Dar influențele rămân. Sunt influențele baroce, neoclasice și încercăm să ne jucăm cu ele astfel încât să
să aducem în stilul contemporan toate aceste elemente. În Dobrogea, într-adevăr, sunt elementele... Ne-mi permis să intervin că noi avem fratelii în Timișoara și avem fratelii în Constangeles. Așa, exact. Deci e o diferență foarte mare în public. Știi ce? Nu, fără să o judec, da. În Constanța trebuie să ai mult mai mult show-off, să fii mult mai vocal, mult mai vizual, mai puternic. Da. Să-i sară în ochi omului. Față de, foarte politicos ești așa. Față de vest. Nu mă, stai puțin, că nu e nicio. Unde simplitatea, liniile clare sunt un atribut, știi? Deci noi avem două produse similare care vând același lucru la final. Sigur, dar sigur. Dar unul dintre ele a trebuit accesorizat peste măsură. Poate la un moment dat să ne povestești și de fratele, apropo de branding, pentru că iarăși ești și asta o zonă la care ești foarte activ. Nadia, soția mea, e graphic designer și ea e tot ce înseamnă branding, e creat doar de Nadia. E foarte bine. În toate locațiile noastre au ca... În branding înțeles pe de-o parte logo, dar pe de-o parte numele. Numele, cum, sigur. Acum la Sibiu am făcut o locație cu un nume genial care se cheamă Fine. Atât de simplu la care nu se gândise nimeni. Și care nu era înregistrat, stimați telespectatori. Nu cred, bă. Nu era înregistrat cuvântul Fine. Găsit de noi. Și are un logo atât de simplu și atât de natural. Adică ăsta, numele unui locații îți creează deja o stare, știi? Și îți dai seama că e un nume prost atunci când nu ți-a zis, bă, unde mâncam, bă, cum să chemam o locație? Da, și nu ți-a aduce aminte, da. Aminte, știi? Adică primul lucru... Și la Sibiu. Ce rezonezi, știi? Adică trebuie să aibă o simplitate care să răsfrânge ulterior în grafică care e legată de interior, de context, de oraș, de strada pe care e, de tot ce poți să te agăți. De valoarea intrinsecă a clădirii, de povestea oamenilor. Și cum e când te apuci și rostogolești și schimbi cuvântul, faci frumos. De la wonderful, wonderful, de la beautiful, pentru că dacă o fac eu, s-ar putea să sune prost. Tonul vocii noastre, oricum, e tot timpul, are un pic de comic în el, adică niciodată nu luăm lucrurile în serios. Cum probabil că te referi la români acum? Nu m-am permis să nu fac. Te referi la noi, la români? Aici e cumva și un meci așa între meci, o joacă între tine și Corvin, cumva și cu energia și cu... Da, deși pare neverosimil, în România știi că atunci când te duci la dentist zice, cine v-a lucrat înainte? Păi că și la meșteri la fel. Te duci la frizer, dar unde v-a sus, nu mai scări. Aici, noi am reușit să creăm o prietenie, deși teoretic suntem concurenți direct. Adică în același ring, știi ce zic? Și am reușit să creăm, pentru că noi de fapt trebuie să împărtășim lucrurile, adică nu suntem, e o piață atât de mare în care toată lumea poate lucra. Și aici nu există bresle, nu există comunități, nu există comunicare, dacă vă uitați. Știi cum erau pe vremuri? Adică, bă, suntem toți designeri, hai să ne unim, hai să facem ceva, hai să avem un dialog, hai să împărtășim experiența. Scuze-ne puțin, Luiza. Hai să ne facem un blacklist cu clienți. Da, faza cea mai mișto și la Corvin și la Mihai este că ei amândoi au lucrat și mult set design. Da, da. Scenografie. Asta e adică scenografie. Eu am avut primul meu set, primul meu set de la ora 7 bună dimineața era făcut de Corvin. Eu n-am lucrat televiziune, am lucrat doar cinematografie și commercial, da, commercial pentru afară, mare majoritate, adică producții, am prins perioada de glorie cinematografie românești post-revoluție, da. În care toate producțiile europene și din Orientul se făceau aici. Da, mă, tare. Pentru că aici a fost o piață cu profesioniști creați de buftea de casele de producție pe vremea lui Ceaușescu, așa e. Care știau foarte bine meserie, în care puteai să oprești circulația pe Calea Victoriei două ore să filmezi sau să ai un avion în cadru. Eu am avut avion în cadru și regizorul mi-a zis, îmi place galben și nu să folosea CGI, că era mult mai ieftin decât să creezi în computer un avion galben, să-l vopsesc galben cu tempera ca să vină în asta. Deci îți permiteai orice în perioada. Bine, n-aveai nici VR-ul, că dacă aveai VR-ul. Aveai CGI, adică puteai prelucra imaginea încă de mult. Da, dacă aveai mai las. Luiza, le mai dau, mai pun o provocare pe masă legată de culoarea anului 2022, știți care e? Very peri. Hai, Mary ajută-ne Poppins, mai puțin. Mary Poppins. Uite-mă asta, asta e culoarea anului 2022, ca să știți. Very peri se cheamă. Da. Very peri. Bulbucit, practic. Albastru bulbucit. Da, e un albastru așa. Mov un pic. Un albastru infinit, mă, cum era un cântec pe vremuri. Mhm. A? Ce facem cu ea? Da. O punem majoritar, facem un accent? Zic că poate sunt oameni care vor să fie mai pe 2022 așa cu casa. Să fii foarte atentă ce spui, că s-ar putea unii să zugrăvească mâine, știi? Păi de asta. Da, tu vezi că e plin de veriperii aici. La...
Periperic. Și pe acolo, și pe background, și lumină. Andy a intuit trendul. Nu știu, mă, asta e altceva. Eu am încercat să scot un til aici, dar n-a ieșit. Ți-a ieșit veriperi. Mi-a ieșit veriperi, deci sunt un fel de... Dacă stai să te uiți puțin și cămașa asta mea de la spălat s-a făcut veriperi, că ea era, avea altă culoare, dar de la cât am spălat-o a devenit veriperi, așa, Mihai, deci eu am pe mine. Da. Preferat ar fi să facem și să accesorizăm cu nuanțele care sunt în trend, astfel încât să nu există o uzură morală a proiectului, pentru că se investesc niște sume. Și nu aș risca să fac lucrul acesta în placări sau în decorativa pereților, asta dacă nu ne dorim să avem în fiecare an meseria și în spațiul nostru și să tot schimbe plăci și să modifice nuanțe pe pereți. De preferat ar fi în accente, din punctul meu de vedere. Și asta ce zici, Omid? Păi recomand să mergem după rețeta. Foarte da. Tu? Ce zici? La fel. La fel, toată lumea e de acord. De acord. Credeai că e o meserie votăm. Subiectivă. Haide de să votăm. Zice știu, după capul lui. Că vine unul zi, domnule, vă aici. Matematică în spatele esteticului. Vorbesc acum foarte serios. Pe cât există pare de... Există o formulă matematică în spatele esteticului, făcută de un teoretician. Da? Pe, asta, da. Pe cât pare să fie de subiectiv și artistică treaba noastră, meseria noastră ca așa, în spatele acestor compoziții există o tehnică de a face frumosul să existe, să se creeze, să se întâmple. Normal. Să... Da. Da. Ar fi bine. Bine. Luiza, îți mulțumim foarte mult pentru prezența mulțumim din seara pentru asta. Intervenție. A fost îmi o plăcere. Îmi cer scuze dacă am... sărit calul sau... Hai mă, ce n-ai să... Pe internet nu se cere scuze. Te rog, te rog. Data viitoare vă voi trimite un e-mail cu ținuta frumoasă ca să da. Ne-ai prins pe toți nepregătiți că am venit ne-ai vorba. Pregătit dacă știam numai să ne vedem și îmbrăcat frumos. Cu și eu m-am și potrivit cu Mihai, zici că suntem frații brothers, amândoi exact. Pe căpășile astea. Liviu Popescu. Da. Eu joc rolul lui Liviu Popescu. Să mă simt familiar. Să mă simt în familie, să n-am trac. Bine, Luiza, îți mulțumim frumos, seara frumoasă în continuare, numai bine. Mulțumesc, Piastrele, la revedere. Mulțumim frumos și noi. Și noi mulțumim lui Piastrele. Și Piastrele și noi mulțumim. Absolut, absolut, absolut. Da, tăticule, hai că rămăserăm aici între noi. Bă, povești foarte tare și eu, știi ce vreau să te întreb, Mihai? Tu așa de mic ai fost așa iscusit? Păi n-ai înseamnă că n-ai fost atent, că ți-am povestit la nu șase. Nu mă, și în vorbe, și în... Ascuțitura, să zic. Nu m-ai iscusit în vorbe, pentru că pe cuvântul meu, dacă n-a rămas vrăjit. Deci când te-a pus să vorbești, da. Rămânem... Eu cel puțin sunt... Gata, păi am de fapt, asta spuneam, că nu... Până te-a pus să desenezi, tu trebuie să creezi o poveste. Deci designerul trebuie să fie și povestitor, știi? Și să lași imaginația să descopere. Practic, desenul e un rezultat, știi, al unei povești. Adică e transpunerea pe hârtie a unui vis. Adică când te-a pus să desenezi, tu știi exact. Gând, tu l-ai văzut, da. Știi ce zic? Tu l-ai văzut în VR sau... Da. În VR-ul tău. Acolo îl pierzi. Iar subconștientul tău lucrează, tu te gândești în permanență, subconștientul tău lucrează și rezolvă problemele. Și într-o zi te scoți și nu știu de ce ai descoperit planul perfect. Știi? Totul pleacă de la plan, de la un plan bine determinat. Adică e spații, fluxuri, matematică. Adică nu încep cu ce culoare au pereții, ce... Bine, adică n-aș vrea să dau sfaturi, îți dai seama. Știi? Nu, adică aș vrea să vorbesc așa sfaturi, de o experiență de cum fac eu, știi? Cât adică... e gradul de fidelitate între visul tău atunci când îți imaginezi un proiect la prima vedere? Pentru că ești un om care schițează, un om care gândește... Eu intervin foarte mult în producție. În producție. Am șansa să intervin în producție, adică să corectez. Dar la sfârșit... la mine în atelier și pot să le văd încă. La sfârșit când privești proiectul gata făcut printre ploape, da. Seamănă cu ceea ce ai da, visat? Da, seamănă exact ce am visat. Deci asta e feeling, pentru că tu păstrezi feeling-ul și te învârți în jurul materialităților da. Și da. Tot felul de... Și tot timpul am argumente. Eu orice obiect îl pun, orice am pare întâmplător, observat. Chiar și obiectele care spuneai că ce sens au astea sunt luate de la bunicul meu care lucra nu știu unde, adică toate au argument ce înseamnă, adică nu înseamnă neapărat de ce l-am pus acolo, înseamnă care știu de unde l-am găsit, știu ce poveste are, o justificare, nu e un obiect cumpărat de la antic, din piață, într-o zi, știi? Chiar și el are frumusețea lui. Dar toate încerc să le descoper valoarea intrinsecă, povestea. Și unde le ții pe toate astea? Toate... Am un depozit de 600 de metri pătrați tixit de Antix. Antix general, nu numai Antix, sunt și 60, sunt și lucruri 70, pe care alții 80, le-ar arunca. Alții le-ar arunca, da. E absolut fantastic. Care le readuc la viață.
de fapt. Aici adică asta îmi place că le dau o second life, știi? De fapt și când e un termen foarte folosit acum, se cheamă sustenabil. Așa, da, 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 ce tare e asta, da, da. Pot spune că sunt adept unui design sustenabil, știi, prin refolosirea multor obiecte. Refolosesc lemn, că având atelierul, dacă am un obiect vechi, îl las deoparte și într-o zi bucata aia de lemn se transformă într-un Pinocchio, dacă vrei, știi, adică depinde ce... Dar da, de unde e pasiunea Geppetto asta pentru lucrurile pe care alții îl scot din uz și, nu știu, să-l arunc? M-au atras de mult, ți-am zis, mecanisme, obiecte, tot timpul, de fapt, ca designer, ce înseamnă? Înseamnă că tu vrei să descoperi și tot timpul ești atent la ce te înconjoară, adică tu și tot timpul spui întrebări, dar microfonul ăsta cum stă aici? Uite, are asta, adică și așa îți dai seama dacă vei fi designer. Puneți întrebarea, băi, eu am fost un tip curios? N-am fost. Pe ai să mă duc la dreptase sau cum se zice înainte. Știi da, ce zic? Băi, înțelegi? Adică trebuie să fii curios, să descoperi, să înțelegi că aici ai viața. Cum funcționează lucrurile. Cât timp ești curios, trăiești. Da, eu am văzut într-adevăr, e foarte adevărat ceea ce spune el, dar sigur trebuie să ai curiozitatea asta în tine ca să nu poți să ți-l câștigi. Hai să fiu de mâine un pic mai curios. Pentru mine... Poți să încep să-ți impui. Deci eu zic că o pasiune oricum să câștigă, știi? Da, da, cred că curiozitatea totuși adică este... E că să câștigă atât când, cât pui muncă și începe să devină pasiune. Adică e poate un pic mai greu la început, dar poți să descoperi. Adică nu vorbim de designer genial, nu vorbim de Philip Star, vorbim de un nivel de a expune ceva decent, știi? Adică nu trebuie să fim toți. Eu aș completa, și ca să fim fericiți. Aș completa curiozitatea asta cu exprimarea. Cred că, pentru că cel puțin la mine curiozitatea a fost mai puțină, exprimarea a fost un motiv mai demn că să mă duc înspre meseria asta. Te văd că ești expansiv, adică oricum îți place să... Eu mi-am dorit să fac, să fac ceva al meu, să pot să mă exprim, să pot să arăt oamenilor că pot, că am independență. Și meseria asta mi-a adus mie un soi de independență pe care mi l-am câștigat. Dar revenind la subiectul ăsta cu vechiturile, pentru că așa ești renumit, că l-ai dat viață de învechitură, ai făcut actor principal pe scenă. Care e sursa ta? Adică de unde le găsești? Care sau ei de fapt ele mă găsesc pe mine, nu le găsesc eu. Mi le doresc, îmi plac și obiectele mă găsesc. Și aici nu glumesc. Vă dau un exemplu de... Eu cred un asta, candelabru, eu vorbesc foarte nu, serios. Și, adică nu, sunt sigur că vorbesc adică serios, da. De glumă și nu e nimic mistic, adică vorbim de lucruri care mi s-au întâmplat. Da. Și dacă îmi dai voie, pot să și povestesc. Mă duc într-o zi la o fabrică de sticlă, așa, ca să-mi fac niște obiecte din sticlă, în care să suflă sticlă, să face sticlă la lampă sau să suflă la... Sunt două procedee prin care se face sticlă. Și acolo, într-o fabrică, a cărui tatăl proprietarului fabricii făcuse toate candelabrele din Casa Poporului. În Casa Poporului, dacă nu știa, sunt peste 1100 de corpuri de iluminat, de modele. Diferite? Diferite total. În Casa Poporului. Deci aici a existat o industrie care a reușit să facă cu o tehnologie proprie, fără niciun fel de aport. Și e greu să faci sticle, e greu să torni, e greu să sufli, fără niciun fel de aport extern. Aici lucruri care în ziua de azi nu se mai fac. Deci noi, teoretic, am evoluat ca... Aici nu se mai pot face. Deci lucrurile astea nu mai există aici. Au fost... Ce, s-au închis atelierele? S-au închis atelierele, s-au demolat să importe. Și pe la fondul plastic, China, pe acolo este cerere. A apărut China, Turcia, nu mai are nimeni. Meseria moare. Deci artizanul, suflătorul e ultima lui în generație. Nu o să mai existe. Dar vorbim, asta e sticlă realizată industrial. Candelabrul de la casă sunt bineînțeles făcute și artizanal, dar e și multă industrial. Okay. Dar nici industria nu mai există. Adică aici hârtie igienică importată, ca să înțelegi unde suntem acum din punct de vedere producție în România, știi? Da, da, da. Bun. Și în fabrică acolo mă duc să fac asta și văd o cutie aruncată, barovier în tos, artizan Murano de la 1500. Și zic, ce cutie aia în cost? Îl întreb pe prietenul meu, proprietarul fabricii. A, nu, aia a adus-o tata pentru biroul Ceaușescu și nu i-a plăcut lui ăla și eu am acolo în colț de nu știu cât timp. Păi, stai puțin, vreau să văd despre ce-i vorba înăuntru. Deci aruncată într-un colț exact ca mârțoaga lui Făt Frumos. Și zic, băi, pot să mă alea? Nu, mă, asta a fost în biroul Ceaușescu, nu i-a plăcut lui ăla și o țin aici de atunci. Îți dai seama, în 1988 ținea cutia aia acolo. Ea era din 1952, cutia, pentru că ăla era un obiect vintage. Și nu i-a plăcut ăla. Și zic, pot să deschid un pic? Am deschis un pic cutia și am scos o frunză. Zic, pot să o cumpăr eu? Și zic, ce dracu să faci, mă, cu vechitura asta? Bă, te rog, eu pot să o cumpăr eu? Da, cât îmi dai? Atât. Am luat-o în atelier și am ținut-o 10 ani până am putut să o scot afară.
pentru care e acum în Wonderful, e un obiect care te hipnotizează. A fost inițial în centrul barului, am scos-o pentru că pierdeam toată valoarea. E ceva care te atrage și te hipnotizează. Dar ea, adică asta vreau să zic, că m-a găsit pe mine. Eram întâmplător după altceva și am văzut zări cutia. Dar preocuparea mea de a zări cutii m-a ajutat. Te-a adus să... acolo. M-a adus acolo. Lângă cutia mea. Da. Dar cum te desparți de lucrurile astea? Pentru că îți dai seama... Cu greu, foarte greu. Nu dăruiești din ele, nu? Nu dai cadouri la oameni. Nu prea dau. Și multe le reîmpachetez, adică am o colecție de abajururi, de sute de abajururi. Le reintroduc într-o lampă care se cheamă Shaorma, știi, și le dau viață. Un lampadar, din șase abajururi, dacă se sparge unul, lampa e aruncată la gunoi. Eu le folosesc pe alte trei, știi? Și le pun într-un context. Adică îmi place să le dau... Că să înțelegi și mie mi-a fost greu să-ți dau asta, da? Că ți dau greu. Și nu casa în care locuiesc... Tocmai de-aia am avut grijă și am pus-o să o pot să o văd de fiecare dată, la fiecare prin plan să o văd. Și e și în fața mea. Da. Mai ales că are și un mesaj. Adică asta e frumos, că ești cu protecția muncii, da. Aș vrea să mai mulțumesc încă o dată sponsorului nostru de astăzi, care a făcut posibil și acest al treilea episod din DC Design. Piastrele este un hub de soluții care găsește rezolvări pentru ceea ce au nevoie clienții săi. Fie că sunt arhitecți, designeri sau pur și simplu beneficiari care nu au creionat un concept de design. Piastrele se află în acest moment într-un amplu proces de upgrade al showroom-urilor din București și Timișoara, cu scopul de a prezenta produse de amenajare interioară și noi tendințe de design lansate în 2021 și 2022. Detalii pe piastrele.ro. Vrăjitor și al vorbelor, mă, Mihai, pe cuvântul meu. Este. Dar chiar că spune povești frumoase. Zine când iese cartea. Dacă știu că vine. Nu, sper să copii... Deci, să vă termin povestea. Te rog. Că transmit în genul. Deci mama mea, bunicul meu inginer, ministru al industriei ușoare în 76, inginer TCM, unchiul meu inginer, maică-mea arhitect. Că design de fapt asta înseamnă când pictura sau arta se întâlnește cu Ingineria. Băiatul meu a intrat la Institutul European de Design la Barcelona și face design de produs acum, în primul an. Deci, practic, mă mândresc că suntem... Să străiască, deci... Să zicem a patra generație de ingineri. Foarte frumos. Și bine, asta... Ce ar fi putut să sară din trunchiul ăsta? Nu, da, să știi ca un tânăr să faci design de produs și părinții să te susțină. Da. E mare lucru. Da? În România e mare lucru. Da, cred, e mare lucru. Ce... Na, trebuie să înțelegi. Stai puțin. Bine, aici dacă te duci. Când ești cu pedigree de ăsta din părinți campion, te susțin părinții. Asta, da. Că știi despre ce e vorba. Totul în lumea civilizată e atât de specializat, încă nu există. Există design de produs doar de lămpi, există design de produs doar de clanțe. Mergând mai departe. Să există și arhitectura aici, de spitale, arhitectura de școli. Aia, aici le-am cam făcut pe toate. Da. Păi noi știm să le facem. Da. Bă, aș vrea să-mi cer scuze că nu prea am apucat să luăm întrebări din... Au și venit întrebări multe. Suntem de o oră și 18 minute live, ca să știi și lucrul ăsta. Că... Mai avem 3 ore și terminăm. Da. Numai că și întreba cineva ea. O întrebare pentru Mihai. Ați avut un moment în care ați fost descumpănit pe plan profesional? Dacă da, cum ați depășit momentul ăsta? Probabil cineva care a dat un astfel de moment. Nu? Mă gândesc eu. Descumpănit nu poți să te lași. Adică tot timpul clientul încearcă să tragă în direcția lui, știi? Adică descumpănirea doar de acolo vine, știi? Dacă reușești să manageuiești relația și să închizi ochii și să mergi mai departe, adică nu există, poți să fii descumpănit, dar asta te face să fii mai bun, știi? Adică să faci lucrurile mai bine, știi? Că totul e la tine, asta e frumos. Nu depinzi de ceilalți. Când ajungi să fii, știi, mie mi se pare că meseria noastră poți să cam înveți cât trăiești și cât practici meseria asta, dar la un moment dat ai o maturitate profesională. Când ai simțit maturitatea asta profesională? Adică când ai n-am apucat să o simt, am lucrat de la 19 ani și n-am avut pauză. Știi? Adică n-am apucat să mă gândesc. Acum mă gândesc să încep să diger un pic ce am făcut. Știi că n-am apucat să mă bucur. Dar și când am luat premiul ăla, acum eram, nu știu, eram arsenal copii, și mi-am dat seama că asta nu e în regulă. Știi? Adică să mă opresc, să respir, să mă uit un pic în urmă, să mă uit înainte. Dar asta e o meserie, adică tu înveți în fiecare zi, adică călătoresc, mă duc, descoper, îmi fac listă cu locuri frumoase din Barcelona, mă duc să le văd dacă am fost săptămâna trecută la Barcelona, adică cercetez. Și n-ai avut perioada de îndoială în care, domnule, dar chiar știu ce fac sau... Nu, știu, n-am, n-am,
N-am avut, adică am fost convins de la 6 ani că asta o să fac. Adică pasionat și cu chiar dacă am făcut liceu de uman la Mihai Viteazu, adică am avut latura umanistă, am făcut tenis de performanță, adică am abandonat, am făcut școala de arte până la 8-a. Da. Dar după aia am intrat în sportul de marea performanță, am jucat în Germania și m-am reîntors când mi-am rupt piciorul a 6-a oară, adică m-am reîntors la ce mă agățam eu de copilărie, la visurile mele frumoase de copil, la bicicleta mea, știi? Și mi-am dat seama că aia e pentru mine și nu poți fi decât o direcție. Iar pasiunea ține să construiește și la un moment dat creează dependență, adică nu mai ai cum să scapi de ea. Dacă a început să-ți placă, e forever, nu mai ai cum să te întorci. Cred că și nu e despre bani, asta e frumos. Așa e, mă, știi? Așa e, bă, ce mișto le zici, dar asta e adevărul, da, pe cuvântul meu. Deci când... Atenție. Dar când iese cartea, dar nu vreau să ne spună. Da, mă, zine cu cartea, mă, Mihai. Nu, dar sigur, sunt convins că o să... E început măcar? O să încerc să fac o poveste a întâmplărilor mele, știi? Adică că sunt foarte interesante, măcar pentru copiii mei, știi? Să vadă cum se lucra în anii 90 în România și unde s-a ajuns acum și câtă deschidere poți să ai acum, știi, față și cât de complicat era atunci. Aici sau acolo, știi ce zic? De la e-mail, de la searching-ul care poți să-l dai pe Google oricând, știi? Adică atunci și acum în casa plină de cărți de arhitectură, design, artă, nu știu ce, pentru că atunci ca să vezi un bard în New York, trebuia să te duci la o librărie din Londra, pentru că ai nu se găsea cartea, să cumperi o carte a editurii Tasher, scumpă, da, pe care să o car cu tine până în oraș toată ziua, să o deschizi ca să te spunea. Dar eu știu și acum la fiecare pagină ce bari, adică devenea o biblie, știi, de urmărit și asta îți crea o stare foarte bună și visai să ajungi și tu acolo într-o zi. Și asta mi s-a întâmplat anul trecut, acum 2 ani am ajuns într-o editură Tasher publicată de Frame, în restaurantele cu Wonderful, în Best Restaurant, au ei o carte groasă, mare, o publicație internațională în care suntem prezentați acolo alături de ceilalți designeri notori. Eu mai am încă 127 de întrebări, ce faci? Pune măcar pe 127, să mai am 126. Eu invers. Păi aș mai întreba despre echipa ta. Echipa ta pe partea de proiectare. Noi suntem un butic, noi suntem foarte puțini. Da, aia puțin care deci contează. Mama are deja și nu mai lucrează de câțiva ani. Ea lucra mult, îi spuneam noi regina mascotelor, că ea s-a orientat după aia, a trecut în zona de păpuși, de mascote personalizate, pom, și lucra cu agenții de publicitate și avea un atelier de ăsta care făcea tot felul de mascote. În care fratimii era rolul mascotei. Așa i-a debutat fratimii, știi, ca mascotă. Și noi sunt eu cu Nadia arhitect și încă 3 colegi. Noi suntem 5 oameni cu care facem acest lucru și mai avem 2 unchii mei cu un prieten în copilărie care e designer în atelier, tehnolog. Deci noi suntem 5 oameni care lucrăm arhitectură, creație și 2 oameni în atelier care lucrăm, cum vorbim, de proiectare și nu mi-aș dori un al 6-lea că totul trebuie să treacă e un fenomen. Până noi și nu, adică nouă ne face plăcere, frate, nu vrem să creăm industrie și vrem să ne bucurăm de obiectele create și de... Adică nu am vrea să ducem mai mult decât și așa suntem destul de cărcați. Și avem o casă unde locuiește mama, unde am locuit noi, în care avem acolo un studio care are o poveste. N-am vrea să ne mutăm, adică ne place contextul și suntem fericiți. Nu vrem mai mult de la asta. Mai, al 6-lea loc sigur nu se mai... Poate al 6-lea loc tot timpul zic că am nevoie de al 6-lea, tot timpul zic, dar n-aș mai vrea responsabilități și suntem bine așa. Ce ar trebui să fac al 6-lea? Al 6-lea arhitectură... Nu zic că să nu ne audem. Arhitectură, proiectare... Să rămâne doar trebuia, al 6-lea, cum zic eu, în meseria asta primii 2 ani ești ocnaș. Adică trebuie să te supui și să faci tot ce... cât poți de mult, adică n-ajungi să faci neapărat creație, dar începi să înțelegi cum funcționează lucrurile. Știi? Bun și după 2 ani. Hai, mai luăm și o întrebare. Păreri despre cei care vin din urmă, un sfat? Fiți curioși. Cercetați, nu stați în casă, ieșiți pe stradă, plimbați-vă, scuze-mă, priviți cerul, mergeți în cafenele de specialitate, gustați, observați lucruri. Aurel Vlaicu 20. Bibliotecă oriunde, Aurel Vlaicu 20. Da. Fără număr. Merge și cu pus muzică acolo, a? Da, păi poți să încerci toate sculele acolo, poți să pui muzică, poți să faci absolut orice. La atât de mare e casa aia, crede-mă.
Mm. Ai fost? E foarte mișto. Da, am trecut pe lângă, n-am intrat, că n-aveam bani. Și mi-a zis tata, mi-a zis femeia, eram cu aia mare. Tata, sigur te știe cineva. Intră și zic că duci după aia. Doamne, dar mi-a fost genă să intre și n-am știut că ea lua 1000. Te pun pe internet, da, Mihai Popescu n-a intrat la Max și că n-a dat bani. E în cartierul nostru, da. Asta e frumos, știi că... De fapt, noi suntem cei care dăm viață cartier. Nu așteptăm de la să vină primăria să-mi pună coșuri. Adică e da, datoria noastră să începem să ne plimbăm pe străzi, să descoperim locul, să investim în ele. Da. Eu cumpăram 3 croasanți în fiecare zi de la o croasanterie de la acolo. Noi mâncam doar unul în casă, ca să aveam senzația că îi susținem business. Ce frumos. Noi mâncam doar unul. Păi 3 cafele. Ca să avem în cornerul nostru, știi? Păi da, să avem microclimatul nostru, din care nu trebuie să ieșim. Da. Biroul la 5 minute, tu ești la 3 minute, Unicovero, unde ne vedem des. Să știi că și noi sâmbătă duminica suntem în walking distance acolo. Noi, să știi că și eu personal, de multe ori în tinerețea mea am venit la Fratele ca să iau cele 3 ginotonice, ca să susțin business-ul. Să-mi susțin dacă, mie morală. Deci acum poți să faci și tu la fel. Păi nu, să te duci da, și tu. Da, mă duc și eu acum să... Da. Mergem împreună, mă, Mihai. Păi să știi că asta, ideea de compensare, doar aici nu funcționează, știi? Adică lumea așa trăiește în asta, știi? Adică, păi gândește-te la anunț doar. Gândește-te doar la anunț, la botezuri. Da, atât ai în pământ. Am fost la tine, trebuie să vii la mine. Da, da, da. Nu, eu vă aștept cu drag și... Da. Băi, veniți și cu bani la noi, să stai liniștit. Da, e ok, puteți să nu, nu e nevoie, dar puteți să și nu vă placă, adică puteți să spuneți lucrul ăsta. Dar cine a făcut designul în cafeneaua asta? De care vorbim? Bă, de nevoie eu, de nevoie, nu că nu de plăcere sau de dorință, de nevoie. Și n-a fost un proces foarte ușor, pentru că casa, tu știi, un dezastru total. Planul e și prea mare. Da. Băieții de la DJ Superstore, Robert. Nu știa exact în ce bază se bagă. AKA nepotul. Nepot, exact. Nu știa exact nici el în ce se bagă, că casa nu pare atât de mare, dar sunt vreo 600 de metri pătrați, pentru că sunt toate camerele alea care au fost niște extinderi acolo făcute de-a lungul anilor. Și realmente, cred că și acum îi cresc fire de păr alb lui Robert, nepotul pe cap din construcția asta. Dar încă îți crește păr, e bine. Mai contează ce culoare. Mi-a căzut acolo, exact. Dar am reușit să o închidem într-un fel și mă bucur foarte mult că a existat presiune, pentru că a existat și rezultat. Eu sunt, apropo de vorba asta cu cizmarul și așa, la mine efectiv, eu nu pot, mi-e greu, nu știu, n-am ajuns la un punct în care să pot cu plăcere să-mi fac o amenajare mie. Nu pot, nici acasă. Deci tu cum ești? Tot ce am început e neterminat. Tot ce am început în casă este neterminat. Absolut tot. Da? Da. Păi da, dar asta nu e la o tine? Casă, eu tot timpul spun. Casa nu trebuie terminată. Adică eu sunt de acord. Casa nu o termin. Casa e un obiect organic. Ea se transformă pe măsură de experiență. Nu poți să zici, a, uite, ne mai trebuie tablouri. Mâine mergem la magazin și ne cumpărăm tablouri, ca să fie casa terminată. Trebuie să fie experiență. Tabloul te găsești iarăși el pe tine, știi? Adică e experiența ta, știi? Adică casa nu trebuie terminată. Și am avut norocul că am ajuns în constrâns. Bine, adică, băi, un pat 3 sai. Ba, da, și frumos poate fi. Ca să nu știu cât de până unde aveți la el determinat. Nu, nici chiar așa. Dar ce vreau să vă spun este că norocul meu a fost că am ajuns la niște constrângeri și a trebuit să funcționăm, știi? Adică cumva sunt multe lucruri alandala pe acolo pe care o să le refacem de eu tocmai în asta văd frumosul, știi, în alandala ăsta, știi, în care toată lumea încearcă să-și ușa care se deschide invers, dă peste bar, lucrurile întâmplătoare, știi, care accidentele, știi, eu n-am făcut niciodată Horeca, a fost deliciu. Primul meu proiect de Horeca, eu habar n-aveam, deci pentru mine a fost chineză pură, deci efectiv tu știi prin câte treci ca să poți să faci un proiect Horeca să funcționeze. Dar, mă rog, norocul meu este că am parteneri foarte deschiși și sufletește și, sigur, vor investi de 3 ori în aceeași lucru ca să vă facem cum trebuie. Da, asta băieți, e. Voi. Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au urmărit până la ora asta. De regulă, de ce design ar fi trebuit să țină o oră, dar nu ne-am îndurat. Da. Cer scuze, mulțumim. Că ți-am zis că la 9 scapi, dar e 9:30. Da, nu e nicio problemă, stai niște că da, mai am intuit că o să stă. Mai da, la noi, bine, serios, oricând. Mă, mare plăcere. Voi dacă, îmi plăcea de tine... Vin la voi doar dacă discutăm serios. Da, mă, deci îmi plăcea de tine și până acum, dar după discuția de astăzi îți spun că mai lovit grav de tot. Mersi mult de tot. Da. Mersi din suflet. Mulțumim. Acesta a fost episodul 3 de ce design, invitat special Mihai Popescu, Omid Ganadi și Andy Moisescu. Mulțumesc neapărat pentru atenție. Să ne vedem sănătoși și veseli la episodul cu numărul 4. La revedere.